la 500 grame de paste, 1,5 kg de carne. Asta este proporția, ca să fie proteice. Sare, sosul peste tot. Nu vine în ochi, nu vine în nas. Mamă, cât de bune sunt. Mamă! O te simt cu mintea direct în mușchi, carnea asta. Proteina asta. Chef Otto in the mix. Carne de porc, 1 kg. Mamă. Carne de vită, jumătate de kilogram. În total, 1 kg jumătate. Pentru că cei de la Carrefour nu aveau amestec de vită porc. Ia uitați, urșilor, cum arată, este tigaia plină. Avem aici la proteină extraordinar de multă. Vom face paste bolonieze, specialitatea casei aici. Sunt expert în paste bolonieze. Mi-e și cele mai bune paste. Ia uitați acum cum s-au făcut. S-a umplut și mai rău tigaia. Și este o tigaie foarte mare asta, urșilor, da? Deci avem 1,5 kg de carne ca să le facem proteice, da? Și aici avem paste, barila, 500 grame. La 500 grame de paste, 1,5 kg de carne. Asta este proporția, ca să fie proteice. Acum că a dat apa în foc, putem să punem și pastele. Iar carnea este gata în momentul în care se evaporă apa. Vedeți că își lasă multă apă la fund. Ia uitați, nu știu dacă se vede. În momentul în care se evaporă apa, atunci carnea este făcută. Deci pastele le puneți când fierbe apa, da? Nu înainte. Este foarte simplu și le lăsați cu un minut mai puțin decât scrie pe etichetă, pe pungă. Dacă pe pungă scrie 11 minute, le lăsați 10 minute, pentru că ultimul minut o să le amestecăm și o să fiarbă în sos. Iar carnea o țineți până se evaporă sosul, până se evaporă apa, pardon, da? Ia uitați, deja nu mai are apă. Observați? S-a evaporat. Acum este timpul să punem sos. Punem sos din borcan, panzani, sos bolognez, pentru că dacă aș sta să-ți fac un sos original de paste bolognese, ar dura peste o oră, să știți. Și nu cred că are nimeni timp să stea să facă un sos pentru paste, să stea mai mult de o oră, da? Așa, punem și celălalt borcan și după aia punem niște apă și amestecăm bine ca să nu pierdem nimic. Să spălăm bine borcanele, da? Să nu se pierdă absolut nimic. Ia uitați, urșilor, câtă apă am pus aici. Ca mă focalizez. Vedeți, n-am pus foarte multă. Am pus așa cât să pot să pun capacul, să agit borcanul și să curăț borcanul bine, da? Ca să nu facem, să nu avem risipă. Așa, și punem și pe celălalt. Și ia uitați, acum omogenizăm. Îl mai lăsăm 2, 3, 4 minute și putem să îl punem peste paste. Să amestecăm cu pastele. Pentru condimentare folosim piper, da? Piper negru măcinat. Nu o să punem sare absolut deloc, pentru că o să punem o pungă de parmezan. Și parmezanul fiind foarte sărat, nu mai trebuie să punem sare, da? Așa. Punem piper după gust. Dacă vă place mai piperat, puneți mai mult. Eu am pus atât. Mai punem busuioc, pentru că italienii folosesc foarte mult busuioc la acest tip de paste. Busuioc și oregano, atât. Piper, busuioc și oregano. Da? În rest, nu mai punem absolut niciun condiment. Tot la fel, puneți după gust. Aici, fiind o cantitate foarte mare, după cum puteți vedea, îmi dă pe lângă. Și oregano, da? La fel, după gust. Fiecare pune cât vrea. Hai că am pus suficient. Oricum, mai are condimente și sosul ăsta. Mai are și carne, dar nu mă bazez eu pe carne din sosul ăsta, înțelegeți? Eu am pus aici foarte multă carne pentru că am nevoie pentru masa musculară. Bun, am scurs pastele și acum o să punem sosul peste. Dar nu pot să vă arăt pentru că am nevoie de ambele mâini. Și așa cum vă spuneam, acum o mai lăsăm un minut, da? Am amestecat și le mai lăsăm un minut să fiarbă împreună cu sosul. Și bineînțeles amestecăm, da? Să nu se lipească. Și gata, am terminat, am oprit focul, le-am gustat, sunt extraordinare, numai că nu sunt sărate. Și v-am zis, în loc de sare, punem parmezan. Bine, asta nu e chiar parmezan, este o brânză așa de la Hochland, specială pentru paste, un fel de parmezan, este mai ieftin, 100 de grame și cu ăsta o să-l sărăm. O să sărăm pastele, da? Și o să-i ofere și o cremozitate, pentru că, na, brânza asta are grăsime. După care amestecăm iarăși. Și asta este rețeta, cea mai simplă rețetă de paste bolognese. Ia uitați ce fain a ieșit. Haideți să ne punem o porție și să mâncăm. Ia uitați cum au ieșit, mai multă carne decât paste, da? Foarte, foarte multă carne. Pentru masa musculară avem nevoie de foarte multă proteină să ținem mușchii ăștia în viață. Haideți să ne băgăm să mâncăm, pentru că mi-e foame. Ok, ia uitați cum arată. Nu știu dacă se vede prea bine, pentru că bate soarele ăsta, dar arată super, super bine și au foarte multă carne. Asta este a treia masă pe ziua de astăzi, a treia masă cu proteină pe care o mănânc. Este ora 8,
Și o să mai am o masă cu proteină astăzi, pe la ora 11 seara, da? Și dacă n-ați văzut seria mea Autoslăbește, unde am slăbit 50 de kilograme, vă invit să intrați acolo să o vedeți, pentru că este ceva senzațional. O să vă motivați și o să învățați foarte multe lucruri despre slăbit și despre masă musculară și cum să le faceți pe amândouă în același timp. Până aici jos, voi nu o să o vedeți, îmi pare rău, dar nu este nimic, o să mă vedeți pe mine. Mamă, cât de bune sunt! Mamă! Cât de bune carne asta, totul e bun. Și pastele, și brânza aia. Ia uite. Ia uite, simt cum intră direct în mușchi carnea asta. Proteina asta. Super, super bune. Pe perioada mea de slăbire nu prea am mâncat așa multe paste. Cred că e a treia oară când mănânc paste. Deși îmi plac foarte mult. Mamă! Doamne, cât de bune sunt. Deci trebuie să le vedeți. Sunt extraordinare. Foarte, foarte bune. Bine, nu prea se văd ele. Că bate lumina asta, bate soarele. Apune soarele acum și e ultima lui putere, ca să zic așa. Ultimul zvâc. Super. V-am zis, asta e a treia masă pe ziua de astăzi cu proteină și o să mai am una până adorm. Dar o să mâncăm altceva. Să vă uitați în seria Otu Slăbește, pentru că pun un clip în fiecare duminică și acolo vedeți toate mesele din fiecare zi, din fiecare săptămână. Și vedeți și cum am slăbit. Vedeți tot progresul meu. Mamă, cât de bune sunt. În dieta mea puteți mânca orice, urșilor, și puteți slăbi și puteți pune și masă musculară, da? Dar trebuie să faceți sport. Și să aveți grijă la cantități, bineînțeles. Vedeți că nu mănânc un lighean de paste. Mi-am pus un castron. Mamă, ce ard. Transpir. Sunt extraordinare. Trebuie să încercați neapărat rețeta asta. Și vedeți că mai am și alte rețete proteice și alte rețete de diete, de pizza dietetică și așa mai departe. Pizza de 400 de calorii. Ceva extraordinar. Trebuie să încercați și rețeta aia. Pastele astea nu prea le recomand la slăbit, dar dacă aveți o cantitate mai mică așa, în caz porții micuțe, puteți să mâncați. Dar eu în perioada de slăbire nu prea am mâncat paste, de aia vă zic. De ce? Pentru că pastele au multe calorii. Nu mă feresc de carbohidrați, mănânc carbohidrați, mănânc pâine, mănânc o grămadă de carbohidrați, da? Mănânc și dulciuri, am mâncat și ciocolată. Dar nu prea am mâncat paste pentru că nu prea mă pot abține așa la 100 de grame, mănânc mai mult. Carnea asta tocată la fel, are mai multe calorii, are vreo 300-350 de calorii. Pastele au vreo 350-370 de calorii și ele. Adică e foarte ușor, dintr-o porție de paste, să ajungi la 1000 de calorii. Foarte ușor. Mai pui și parmezan, ai dus cu caloriile în sus rău de tot. Mamă, cât de bune sunt. Mamă! Mă simt puternic acum. Vedeți, eu pentru că am foarte multă masă musculară și pentru că fac foarte mult efort fizic în fiecare zi, îmi pot permite să mănânc câte 1000 de calorii pe zi, la o masă, pardon. Bine, n-am toate mesele de 1000 de calorii, vă dați seama că mănânc de 4 ori, dar vreau să zic așa. Acum, dacă mâncați, nu știu, mai puțin decât mine, jumătate de porție și mâncați 500 de calorii, puteți să vă încadrați și voi cu 3 mese la 1500-2000 de calorii pe zi. Știți, depinde acum fiecare cât efort fizic face. Dacă e sedentar, e normal să nu poți să mănânci 3000 de calorii pe zi. Mă scuzați că exclam așa, da. Îmi plac foarte mult. Foarte mult îmi plac. Foarte multă carne. Se simte carnea, frate. Mâncă la restaurant, să alegi carnea prin farfurie. Și îmi plac pastele astea așa, pentru că spaghetele sunt lungi și sunt greu de mâncat. Sare, sosul peste tot. Îmi vine în ochi, îmi vine în nas. Mamă, de bune sunt și mănânc foarte repede eu. Aproape l-am terminat. Încă o chestie greșită, vedeți? Dacă mănânci mai încet, e mai bine. Pentru că până ajunge senzația la creier, că ești sătul, durează vreo 10-15 minute. Eu dacă în 5 minute l-am terminat, până ajunge senzația la creier, eu tot bag, bag, bag. Și dacă bagi așa timp de un sfert de oră, te trezești că bagi jurul 2000 de calorii și după aia te doare burta, că ai mâncat prea mult. Și uite așa ți se mărește și burta, mănânci și multe calorii, te îngrași. De aceea se recomandă la oamenii grași sau care vor să slăbească să mestece mâncarea mult, să mănânce încet. Pentru a avea timp creierul să-și dea seama, să ajungă informația din stomac la creier, cum că stomacul este full, da? Ești sătul. Gata. Am terminat.
Cam acesta a fost clipul cu pastele boloneze urșilor din Automănâncă. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați distrat, sper că ați învățat și anumite chestii interesante despre slăbiș, despre masă musculară. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și un comentariu pentru că mă ajută foarte mult. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar și să vă susțineți corpurile să fiți sănătoși, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Acolo avem cele mai bune produse apicole din țară la cele mai mici prețuri, avem zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Calitatea este garantată, pentru că am câștigat o grămadă de diplome de locul întâi la târgurile naționale și internaționale apicole la care am participat. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!